În urma apariției mirosului de sulf în zona Vulcan, cei de la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara au efectuat măsurători, însă nu au putut fi realizate cu ajutorul stației de monitorizare a aerului ce este montată în zonă, pentru că, surpriză, aceasta nu funcționează. La fel cum se întâmplă și în cazul a câtorva zeci din întreaga țară, potrivit conducerii Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Alerta a fost dată ieri, în jurul orei 13, însă 4 ore mai târziu, când cei de la mediu au efectuat măsurătorile cu un alt aparat, nu a mai apărut nicio concentrație ridicată de sulf în atmosferă. Disconfortul olfactiv a fost sesizat de către cetățenii în intervalul 12-14. Garda de mediu la 13:30 ne-a confirmat că există o posibilă degajare de bioxid de sulf generată de pornirea termocentralei Paroșeni. Operatorul în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență convocat de Secretariatul Tehnic al Comitetului Județean a prezentat o diagramă cu măsurătorile continue, dar măsurătorile irelevante pentru că arătau un vârf de emisii la ora 13:40, când mirosul se simțea de la ora 12. Din păcate, nici stația noastră din HD5, din Rețeaua Națională Calitatea Aer, nu era funcțională, așa că nu avem explicații pentru populație care au fost valorile oxizilor de sulf care au produs acel disconfort olfactiv semnificativ. Potrivit conducerii Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, 50% dintre stațiile din Rețeaua Națională de Monitorizare a Aerului nu funcționează, fiind inclusă pe această listă și stația de la Vulcan. Stația automată nu funcționează din 20.06.2022. Stațiile automate, cele 5 din județul Hunedoara și aproximativ 150 în toată țara, aparțin ministerului. Mentenanța este suportată din bugetul ministerului. Noi mai mult decât să cerem bani de la buget nu putem face. Nu când funcționează nici astăzi. Nici astăzi, nu. Ieri am făcut măsurători cu un aparat mai puțin sensibil decât analizoarele de pe această stație, începând cu ora 17 pentru 3 ore consecutiv, valorile obținute, concentrațiile destul de mici, fără să prezinte un risc. Astfel, fără a avea măsurătorii clare și concrete, cei de la mediu spun că nu se poate vorbi despre cine se face vinovat de această poluare, în condițiile în care și cei de la termocentrala Paroșeni au anunțat că, potrivit măsurătorilor lor, nu a fost vorba despre nicio poluare.